Numărul celor care au votat în județ la alegerile de duminică pe baza vizei de flotant este de câteva ori mai mare decât la alegerile locale precedente. Există suspiciuni rezonabile că acest lucru se datorează unor candidați care au vrut ca astfel să-și maximizeze șansele de a-și atinge obiectivul propus. Cele mai multe vize de flotant au fost puse pentru cetățeni care și-au stabilit domiciliul provizoriu în comune din nordul județului. La alegerile pentru administrația publică locală desfășurate duminică, 27 septembrie 2020, au votat pe liste suplimentare un număr total de alegători de 9853. Având în vedere acest lucru, precum și informațiile pe care instituția prefectului, cât și poliția județeană Olt le deținem cu privire la numărul ridicat de solicitanți de vize de flotant în localități din nordul județului Olt, cum ar fi Tătulești, Colonești, Făgețelu, Topana, Oporelu sau Colonești, se vor efectua verificări de către lucrătorii ai Inspectoratului Județean de Poliție Olt cu privire la modul în care cetățenii care au votat cu liste suplimentare au obținut vizele de flotant. Autoritățile au demarat deja acțiuni de verificare a corectitudinii în care au fost realizate aceste vize de flotant, dacă ele au fost solicitate ca urmare a unor motive serioase sau doar pentru a se putea exercita dreptul la vot. Astfel, mii de cetățeni cu viză de flotant vor da cu subsemnatul la poliție. Aceste verificări se realizează și ca urmare a faptului că domnul ministru al afacerilor interne, domnul Marcel Vela, a solicitat expres acest lucru într-o videoconferință cu prefecții și cu șefii inspectoratelor organizată în ziua precedentă alegerilor. Una dintre localitățile în care apar cele mai multe vize de flotant este comuna Tătulești. Aici, numărul flotanților care au votat reprezintă jumătate din numărul celor aflați pe lista permanentă. Aici, primarul și-a recâștigat mandatul cu doar 2 voturi în plus față de principalul adversar. Și situația nu este singulară. Numărul mare de flotanți prezenți la urne s-a înregistrat și la Bărăști, doar că aici primarul nu a mai fost reales, chiar și în aceste condiții.